Natalia, proaspăt divorțată și rămasă pe drumuri, acceptă de nevoie să devină îngrijitoarea lui Dragoș, bolnav de schizofrenie. Să știi că eu... O să vin în fiecare zi, am vorbit cu tatăl tău. Cred că ți-a spus. Nici măcar n-a deschis-o. A lăsat-o aici. Ce mincinoasă e, ce nenorocită. Dragoș! Nu te bucur că am venit? Îmi pare eu că nu credeai că o să ies din casă. Văd că pe tine nu te interesează decât banii, nici de cum sănătatea lui. Termină, las-o în pace. Draga mea, acum dacă a văzut că te-am certat atât de rău, te va asculta. Ce părere ai? Wow! Dinu, salut. E cam târziu pentru mine. Da, Natalia poate să mai rămână dacă vrea. Da, aș mai rămâne. Mă schimb, fac un duș, beau cafeaua și mă întorc. Ok? Păi cum, n-ai dormit acasă? E prima dată după mult timp când simt și eu că trăiesc. Te rog, nu te lua de mine. Eu îți vreau binele, ok? Atunci bucură-te pentru mine și dorește-ți ca relația mea cu Dinu să meargă. Da! Deci aveți o relație. Până când armonia se destramă. Încrede-te în mine, te rog. Ia mâna de pe mine sau încep să țip! Gura! Aici rămâi. Aici ești în siguranță. Eu te să vezi. Munteanu este văduv și, din păcate, nu are o bătrânețe liniștită. Dragoș, fiul cel mic al lui Pavel, este bolnav de schizofrenie și, în ultimii ani, tatăl său i-a angajat o mulțime de oameni care să-l îngrijească. Doar că toți, în cele din urmă, au dat bir cu fugiții. Azi și-a dat demisia și Lucreția, cea care a stat cu el în ultimul an. Pavel a venit să-i ceară ajutorul fiului său mai mare, Dinu. Bătrânul simte că nu mai poate face față de unul singur. Hai, măi, tată, ce problemă! N-ai mai dat niciun semn de crevare. Păi ce să fac, mă mișc! Am fost plecat din țară, da? Care aduc competiții, da. Și mie de ce nu mi-ai spus? Te-aș fi rugat și eu ceva. Ce mai fi? Păi să te interesezi de ceva, tata, mai de la noi. Experimentare, pentru Dragoș. Hai, nu, tată, iar încep cu... Ce vrea să fac? Să-l bagi în sanatoriu. Tu crezi că e așa simplu? Tata, deci pe mama a omorât-o. Nu vreau să te bagi și pe tine în mormânt. Te rog. Atunci ajută-mă. Atos! Atos! Nici măcar nu-i câinele tău și îți pierzi timpul cu el. Iar pentru frații tu... Nu e al meu, e al Laurei și o să scap de el, că și pe mine mă enervează. Te rog eu, tata, nu te lăsa omorât de Dragoș. Te rog. Să-ți fie clar. Nu-l duc la sanatoriu. Bine, nu-l duc la sanatoriu, mută-te cu el și în două, trei luni o să-ți dea în cap. Crede-mă! Nu m-a ajutat deloc. E un egoist și e rușine cu fratisul. Am fost naiv să cred că mă va ajuta acum. După eșecul discuției cu Dinu, Pavel a decis totuși să facă o ultimă încercare pentru a găsi pe cineva care să aibă grijă de Dragoș. Domnul Munteanu? Da. Sunt Natalia. Natalia Ștefan. Sunt Română. Iertați-mă dacă am întârziat. Am rămas fără baterie la telefon și nu mai știam exact câte ceasul. Nu, nu face nimic. Vă rog, luați loc. Mulțumesc. Mă surprindeți. Chiar ați venit. Știți, am fost foarte sincer în anunțul pe care l-am dat. Nu e nicio problemă. Am avut și eu pe cineva în familie în aceeași situație. Da? Da, și să nu faceți griji. Sigur mă descurc. Și cum se simte ruda dumneavoastră? Era puțin mai în vârstă și... Da, din păcate... Am înțeles, da. Îmi pare rău. Văd că ești o femeie tânără, atrăgătoare. Sunt tare curios de ce accept să faci asta. Domnul Munteanu, nu o să vă mint. Mă atrage foarte mult salariul. De fapt, e principalul motiv. Totuși să nu mă înțelegeți greșit. De fel. Chiar apreciez sinceritate. Poftim, avansul. Nu, nici chiar așa. Nu vreau să iau banii înainte să muncesc. Nu, te rog să iei. Vreau să înțelegi că poți avea încredere în mine. Banii?
Nu mai am însă putere să mă ocup de băiatul meu. Mulțumesc. Fostul meu soț era o brută. După 8 ani pe care am petrecut lângă un astfel de om, nu mă sperie pe mine un băiat dintr-o familie bună care-i puțin dus. După ce s-a văzut cu Pavel, Natalia a fost la cumpărături, dar nu s-a gândit numai la ea, ci i-a luat ceva și prietenei care o găzduiește. Hei! A durat ceva interviul? Da. Dar sărbătorim. De seara ieșim în oraș. Ia zi-mă, cum ai luat un interviu? Tu n-ai îngrijit pe nimeni în viața ta. Doamne, Silvia, în primul rând am mințit. A, pe bine? Da. Am zis că am avut și eu în familie o persoană care a fost în situația asta. Și dacă te-ar fi întrebat? Nu știu. Cred că inventam ceva. Oricum, i-am spus că era o persoană mai în vârstă, care a murit. Bine, nu i-am zis chiar că a murit. Numai că și-a dat seama și singur om. Și chiar ai de gând să faci asta? O perioadă, sigur că da. Sunt niște bani foarte frumoși. Păi chiar îți dă cât era scris în anunț? Exact cât scria în anunț. Da. Felicitări, ce să zic? Sunt mândră de tine, dar auzi, nu știu, vezi că te cam joci cu focul. Hai mă, deci nebunii sunt periculoși. Hai mai bine să vezi ce s-a luat. Ta-na-na-na. Ce? Nu pot sta la nesfârșit la Silvia. Sunt zile în care simt că locul meu nu e aici, că nu am spațiu. Oricum, în cel mult 2 luni, o să-mi permit să mă mut. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.